găsit, dragii mei! Astăzi trecem în bucătăria pakistaneză. Un preparat interesant ca și gust, ca și combinație, mai ales că este parfumat. Bun, parfumul din ce vine, vă voi spune imediat. Așadar, avem nevoie de pui, avem nevoie de unt, avem nevoie de chimen și coriandru măcinat, avem nevoie de curcumă, avem nevoie de și de puțin busuioc, 2 căței de usturoi, o ceapă, 2 tomate, un ardei iute și puțină smântână la final. Bun, încingem tigaia, untul vom adăuga, o să vedeți, la final. Bun, tăiem pieptul de pui. De data aceasta îl vreau fâșii mari. Adăugăm puțină sare, piper și acoperim vasul. Între timp, tăiem ceapa. Iată, sub formă de peștișori, deci bucăți mari, și tomatele, tot așa bucăți mari, cuburi mari. Este un preparat aromat, parfumat, dar și colorat. Trebuie să fie un preparat iute ăsta. Iute, iute, iute. Carnea se prăjește la foc rapid. Ideal este, așa cum sunteți obișnuiți din rețetele mele, din sistemul de preparare, mai bine spus, să fie cu vasul acoperit. Totodată, vaporii de grăsime vor mai pleca în toată bucătăria și nu se mai umple de grăsime. Apoi este vorba că preparatul se face mult mai repede și sub formă, deci mai mult înăbușită decât prăjită, pentru că apa din conținutul cărnii face ca acest vapor să reîntoarcă în tigaie și astfel vom avea un preparat nu prăjit, ci înăbușit. Și usturoiul pe care îl las căței întregi, îi mai tăiem. Și acum adăugăm peste combinația de chimen și coriandru pisat. O linguriță jumate de curcuma. Bucătăria pakistaneză! Este și ea la fel de rapidă, dar fantastică, fantastică ca și compoziție. Punem puțin oregano și, într-un final, voi adăuga smântâna, dar mai lăsăm puțin se amestece arome. Adăugăm smântâna, o amestecăm rapid, mai lăsăm 30 de secunde la un foc potrivit. Wow! Wow, o mâncare excepțională, de culoare fantastică. Îmi place. Nu uităm să punem și pătrunjel verde deasupra. Petrișor vă spune, poftă bună, o zi cât se poate de frumoasă vă doresc.